Numărul câinilor fără stăpân cazați la adăpostul din Giurgiu rămâne constant, pentru că animalelor adoptate le iau locul altele adunate de pe străzi. Peste 350 de patrupede așteaptă să fie luate acasă de iubitorii de animale. După ce parlamentarii au adoptat legea privind câinii fără stăpân, lucrurile au început să se mai miște, iar numărul celor care au adoptat un animal a crescut. În luna septembrie, pe poarta adăpostului de la Giurgiu ieșeau circa 60 de câini, iar în octombrie doar 25, în condițiile în care ne aflăm la jumătatea lunii. Rata adopției este mică în comparație cu alte județe, iar aici intervine procesul de mediatizare care nu este prezent la Giurgiu. Reprezentanții adăpostului din municipiu se feresc de mass media și în special de camerele de luat vederi, fiind cu greu convinși să prezinte situația adopțiilor în mod public. Unul dintre medicii veterinari care își desfășoară activitatea aici s-a arătat foarte iritat de prezența echipei TV Giurgiu. În opinia sa, există și alte probleme în țara noastră în afară de cea privind câinii fără stăpân. Am de făcut 20 de tratamente și stau să-mi dau interviu. De ce nu-mi spus? Câți câini au fost adoptați în luna octombrie? Până în momentul acesta, 25 de câini. Față de luna septembrie, o creștere, o scădere? Nu pot să mă pronunț, că în luna septembrie au fost 60 de adopții, iar luna asta este abia la jumătate. De ce credeți că nu vin să adopte câini? Nu pot să-mi dau părerea despre subiectul ăsta. Fiecare face cum consideră. Legea privind câinii fără stăpân nu poate fi încă pusă în practică deoarece lipsesc normele de aplicare. Acestea urmează să fie stabilite de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, dar până atunci iubitorii de animale au timp să-și salveze prietenii mergând la adăpostul de câini.